Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat a început cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura pe durata a 3 zile până pe 10 iunie. Pentru probele orale, elevii primesc calificative, nu note, iar acestea nu sunt luate în calcul la media examenului. Însă dacă un candidat nu se prezintă la o probă de evaluare a competențelor orale, nu va promova examenul. La încheierea probei de concurs, candidații au spus că subiectele au fost ușoare și s-au pregătit intens pentru examenul de BAC. La această probă a fost foarte ușor, am avut emoții la început, dar apoi am scăpat de ele după ce am intrat și atât. Ce subiect ți-a căzut? Mi-a căzut un subiect, a fost un subiect din Pompiliu Constantinescu despre autobiografia și opera dramatică a lui Tudor Arghezi. Prima întrebare se referea la tipul receptorului, a doua ce tip de text este și am mai avut și să facem un text argumentativ despre rolul criticii în opera dramatică. S-au părut grele aceste subiecte? Nu, au fost mai multe emoții la început, dar subiectele, exact cum am făcut și noi la clasă, asemănător. Cum au fost subiectele? Mi s-au părut ușoare. Ce ți-a căzut? Am avut biletul 59, un text de critică literară despre relația dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu. Am avut ceva legat de Ion Creangă, de opera lui Ion Creangă, în care Mihai Eminescu îi adresa niște complimente, a spus despre acesta că este cel mai original scriitor din literatura română. Ce probă de la BAC ți-e teamă? Limba română, mi se teamă de poezie. Stau mai bine cu proza. În intervalul 10-12 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B, iar în perioada 15-19 iunie se va desfășura evaluarea competențelor digitale, proba D. Ciclul probelor orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională programată între 22 și 26 iunie. În săptămâna 29 iunie-3 iulie au loc probele scrise.